Declarația mea politică este intitulată Avem o singură șansă să atingem țintele de reciclare, implicarea tuturor. Situația deficitară în care ne aflăm în prezent, în ceea ce privește deșeurile colectate și reciclate, este rezultatul cumulat a unor politici incorrecte și incoerente, care au dus la amânări ale termenilor de conformare an la rând. În plus, ne-am confruntat cu o lipsă de implicare a factorilor angajați în circuitul economic al deșeurilor, precum cu absența responsabilizării populației. 2021 este un an în care nu mai putem nega realitatea. Sintagma, reforma profundă în gestionarea deșeurilor trebuie să devină obligatoriu stare de fapt, nu numai din cauza penalităților iminente pe infringement, ci și pentru că efectiv nu mai putem trăi așa. Râurile sunt sufocate de peturi, depozite ilegale de deșeuri acoperă terenuri întregi, suferim frecvent din cauza poluării aerului generată de ardere de deșeuri. La Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor s-au demarat primele etape pentru punerea în funcțiune a sistemului de garanție returnare la ambalaje, având ca termen 1 ianuarie 2022 și este preconizată extinderea la nivel național a colectării selective și a sistemului plătești pentru cât arunci. Este îmbucurător faptul că au loc dezbateri pe aceste subiecte și pe modalitățile concrete de implementare a obiectivelor expuse, însă ceea ce mă îngrijorează este reticența pe care o manifestă încă o parte a entităților implicate. Este nevoie de angajament din partea tuturor, autoritățile publice locale, producători, comercianți, reciclatori și, în ultimul rând, cetățeni, pentru ca acest sistem național de garanție returnare să devină operațional și eficient. În viitorul apropiat avem avantajul unor resurse financiare puse la dispoziția României și pentru domeniul deșeului prin Planul Național de Reziliență și Redresare, fondurile disponibile în perioada de programare 2021-2027, administrația Fondului pentru Mediu și bugetul de stat. Nu mai putem folosi, deci, scuza că nu există bani. Infrastructura adecvată, circuite și responsabilități clare, ghiduri și norme explicite, campanii de informare și conștientizare a populației și, de ce nu, amenzi în caz de neconformare, trebuie să se regăsească pe lista de priorități iminente în zona de gestionare a deșeurilor, astfel încât să reușim să aducem la standarde europene și să ne bucurăm de beneficiile unui mediu curat. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Așa cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara. Aceste cuvinte aparțin marelui reformator al învățământului românesc, Spiru Haret, unul din liberalii care au construit România modernă. Din păcate, vedem că în ultimii 30 de ani, învățământul românesc a intrat sub zodia reformelor. A reformelor permanente și a reformelor după bunul plac al fiecărui ministru în parte. Spun toate aceste lucruri pentru că mi se pare esențial să înțelegem care sunt bazele pe care trebuie să funcționeze educația în România și cum trebuie să gândim învățământul, deoarece învățământul este singurul care poate să genereze pe termen lung punerea în valoare a cele mai importante resurse pe care o națiune o deține, oamenii săi. Doar prin învățământ și educație se pot duce mai departe valori morale, valori spirituale și știința poate să evolueze într-un mod organic și în consonanță cu interesele societății și cu dezvoltarea economiei. Spiru Haret, care s-a născut la 15.02.1851 și pe care îl comemorăm în aceste zile, a fost un vizionar, matematician, om de știință și politician al Partidului Național Liberal, ministru al Instrucțiunii Publice în mai multe rânduri. Spun despre el deoarece astăzi ne uităm la un sistem de învățământ românesc în care parcă s-a încercat să se strice tot ce a fost bun și tot ce a fost păstrat în această sută de ani în care învățământul a fost afectat și de ideologia comunistă pentru o perioadă de peste 40 de ani, dar în care performanța învățământului românesc a fost una constantă și una reală și recunoscută în plan internațional.
Am avut de-a face cu reforme complet aiurea, reforme care au încercat să promoveze tot felul de stupidități mondene, să promoveze interese personale și de grup ale anumitor găști din educație și din sistemul academic, ca reforme care au încercat să impună corectitudinea politică, relativismul moral și chiar bătaia de joc la adresa valorilor naționale. Modelul învățământului liberal, brevetat de Spiru Haret, acum 100 de ani, este singurul eficient și durabil pentru România. Iar la el suntem datori să ne reîntoarcem fără să încercăm să reinventăm roata de fiecare dată. Încheie această declarație prin cuvintele acelui Spiru Haret. Patria nu este numai pământul din care scoatem rente. Patria o face și limba, și istoria, și religia, și tradițiile. A da cu piciorul în toate acestea este a se lepăda cineva de patria sa. Precum un părinte nu are dreptul a-și lăsa copilul fără instrucție, cu mai mare cuvânt el nu are dreptul de a-i da o educație antinațională. O educație care face din trânsul un element înstrăinat de țară. Acesta este undeva testamentul viziunii educaționale pe care Partidul Național Liberal a susținut-o și în care și eu cred. Educație națională, educație pentru viitor, educație pentru conștiința unei națiuni puternice. Doamnelor și domnilor, luni am asistat la un spectacol indecent pus în scenă de PSD, partidul care a guvernat România 3 din ultimii 4 ani și a dominat scena politică în istoria postdecembristă. Un spectacol grotesc care insultă în primul rând cetățenii pe care Parlamentul îi reprezintă. Populism, manipulări grosolane, dispreț față de adevăr. Cum altfel să numim cinismul cu care PSD ascunde adevăratele cauze ale dezastrului din spitale? PSD este partidul care, deși a avut putere de decizie, deși putea îmbunătăți sistemul sanitar, nu doar nu a făcut nimic în interesul pacienților. Dimpotrivă, a avut grijă să adâncească, să întrețină și să promoveze impostura, incompetența și corupția. Este nevoie să ne amintim ce au lăsat în urmă anii de guvernare PSD în sistemul sanitar? Vă reamintesc eu doar câteva din promisiunile mincinoase din programul PSD din 2016. 8 spitale regionale mult trâmbițate, care au rămas doar pe hârtie. Spitalul Republican promis a avut aceea soartă. Doar că, vedeți voi, pacienții sunt reali, spre deosebire de spitalele PSD. Și trebuie să ai un tupeu nemăsurat pentru a veni acum în fața cetățenilor să faci pe apărătorul intereselor pacienților. 50.000 de locuri noi de muncă în domeniul sănătății. La fel. Unde sunt medicii? Unde sunt asistentele medicale, doamnelor și domnilor de la PSD? Sorina Pintea, trimisă în judecată de DNA pentru fapte de corupție. Florian Bodoc, trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupție. De altfel, plagiator. Nicolae Bănicioiu, trimis în judecată de DNA, ministrul care rămâne în memoria tuturor pentru cinismul cu care după tragedia de la Colectiv ne asigura că au tot ce le trebuie. 3 miniștri PSD, unde erați, doamnelor și domnilor de la PSD? Erați pe șantierele celor 8 spitale promise? 3 foști miniștri ai sănătății PSD urmăriți penal, 8 spitale regionale pe hârtie, impostor la conducerea direcțiilor de sănătate publică, secții de spital modernizate, sigilate. Nu vă este rușine să mimați acum interes față de oameni? Vlad Voiculescu este unul dintre puținii oameni care au încercat și au reușit să schimbe ceva în sistemul de sănătate în guvernul tehnocrat. Ce ați făcut cu măsurile luate de Vlad Voiculescu în interesul pacienților imediat după alegerile în 2016? Prima voastră grijă a fost să anulați tot ceea ce putea încurca interesele mafiei de sănătate. Iar acum vă simțiți din nou amenințate interesele? Vă e frică de Vlad pentru că interesele pacientului pe care el le urmărește intră direct în conflict cu interesele clientelei politice abonate la banii publici. USR Plus a promis și va face reformele necesare, însă dezastrul în care PSD a dus sistemul sanitar și România nu poate fi reparat într-o lună. Cetățenii sunt conștienți că este nevoie de timp, iar spectacolul vostru indecent nu servește decât să confirmați, doamnelor și domnilor de la PSD, disprețul față de cetățeni, care știu exact cine, cum și cât timp a guvernat România. România are nevoie de dezvoltare durabilă, de soluții pentru probleme pe care voi le-ați cauzat, nu de circ în Parlament. Are nevoie de reforme, nu de perpetuarea unui sistem care umple buzunarele clientelei politice. Este momentul să legiferăm, să guvernăm pentru cetățeni, nu cum v-ați obișnuit voi, doamnelor și domnilor de la PSD, pentru rude, amici și interese de grup. Eu sunt unul dintre românii din diaspora care s-au întors, convins fiind că putem schimba lucrurile. Vă rog să încheiați. Imediat, domnule președinte, vă mulțumesc. Pentru ca cei care au plecat și vizează să se întoarcă acasă,
să aibă garanția că se întorc într-o țară unde nu mai domină corupția și clientelismul, iar cei care nu au plecat încă din țară să aibă motive să rămână. Declarația mea politică se intitulează Somnul Parlamentului naște monștri în curtea guvernului. Stimați colegi, în lipsa unui filtru politic și legislativ în aplicarea măsurilor adoptate în perioada stării de alertă, guvernul a adoptat măsuri exagerate, incorecte și uneori lipsite de logică în numele protejării populației pe perioada pandemiei de COVID-19. Cea mai recentă măsură revoltătoare care frizează absurdul este cea prin care românilor li se interzice intrarea în țară, în țara lor, în absența unui test real-time PCR negativ. Tot sub umbrela stării de alertă au fost închise biserici, au fost interzise procesiuni religioase și au fost puse timp de 11 luni lacătele pe școli. În plus, au fost falimentate industrii întregi, cum ar fi Horeca sau cea a evenimentelor, și au fost interzise competiții sportive. În tot acest timp, protejații puterii s-au îmbogățit peste noapte în numele stării de alertă și a combaterii pandemiei prin achiziții publice inutile și lipsite de transparență. În opinia mea, nu interzicerea vieții economice și sociale a românilor este soluția, ci construcția unor norme raționale, acceptabile pentru populație, care să asigure protecția românilor împotriva efectelor pandemiei și să creeze premize pentru revenirea etapizată, fără sincope majore, la situația de normalitate. Doamnelor și domnilor parlamentari, în calitate de parlamentari, astăzi nu avem niciun instrument pentru a pune frână derapajelor guvernului în timpul stării de alertă. Simplele noastre declarații politice sau proteste de stradă sunt manifestări reactive și nu își ating mereu scopul. Tocmai de aceea vă propun să modificăm legea numărul 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, în sensul în care Parlamentul să fie cel care aprobă prelungirea stării de alertă, așa, la nivel național și măsurile specifice inițiate de guvern. Vă propun să fim proactivi, deoarece, așa cum am văzut până acum, somnul Parlamentului poate să dea naștere unor monștri în curtea guvernului. Noua normalitate ne obligă să conviețuim responsabil în vremuri de pandemie, fără însă să ne distrugem valorile, economia, fără să renunțăm la suveranitatea și independența națională. Declarația mea politică se intitulează Ce înseamnă nenorociri pentru coaliția de guvernare și pentru premierul Câțu. Este regretabil că prim-ministrul țării se referă la politicile sociale și economice destinate protecției românilor ca la nenorocirile adoptate de PSD între 2017-2019. Creșterea pensiilor, a alocațiilor de stat pentru copii, a salariilor pentru personalul medical și pentru cadrele didactice sunt pentru premierul României nenorociri? Să respectăm cadrul oficial în care ne exprimăm opiniile, să ne respectăm funcția pe care vremelnic o deținem, să ne respectăm unii pe ceilalți, colegi de partid sau nu. În intervenția de la finalul săptămânii trecute, premierul a cerut un program de reformă pentru companiile de stat, pe care nu l-a primit. Program de reformă care înseamnă, de fapt, o listă întreagă de disponibilizări de personal. Cine conduce acum aceste companii? Nu cumva specialiștii dumneavoastră de la PNL și mai nou de la USR Plus sau de la UDMR? Sunt vinovați salariații din sistemul feroviar, de exemplu, pentru lipsa de reacție a conducerii acestor companii de stat? De ce refuzați să aplicați prevederile statutului personalului feroviar? Ieri, 16 februarie, conform statutului personalului feroviar, ar fi fost o zi de sărbătoare legală pentru toți angajații din sistemul căilor ferate. Le-ați luat acest drept. Le veți lua în continuare și celelalte drepturi doar pentru că nu doriți să implementați prevederile acestui statut? Sau, așa cum a precizat premierul într-una din intervențiile sale recente în legătură cu creșterea pensiilor, nu se află în programul de guvernare, ci a fost doar în programul electoral al PNL? Cunoașteți, domnilor din coaliția de guvernare, că amânarea aplicării statutului personalului feroviar înseamnă o lipsă acută de profesioniști în acest domeniu? Pentru că nimeni nu este interesat de un loc de muncă nesigur?
Vorbiți despre restructurări la companiile feroviare? Mai întâi aplicați legile votate de Parlamentul României și promulgate de președintele statului, domnul Klaus Iohannis. De ce nu ați precizat în programul electoral al PNL că veți veni doar cu măsuri de austeritate, după un an în care ați angajat cheltuieli aberante în numele pandemiei de coronavirus? Nu ați avut niciun cuvânt în programul electoral despre modificarea sau neaplicarea unor legi adoptate de Parlamentul României. Nu, nu ați suflat o vorbă în campaniile electorale de anul trecut despre amânarea creșterii punctului de pensie, nici despre înghețarea salariilor, dar nici despre disponibilizările pe care le aveați deja la sertar. Nu mai veniți cu acuzații, nu mai jigniți, ci găsiți soluții pentru români, domnilor guvernanți. Aceasta ar trebui să fie prioritatea dumneavoastră. Decizia de redeschidere a școlilor a fost luată rapid. În ciuda faptului că numărul cadrelor didactice vaccinate este unul foarte mic. Din noiembrie, când școlile au fost iar închise din cauza epidemiei, și vorbim de noiembrie de anul trecut, nu s-a realizat nimic pentru o mai bună pregătire a reluării cursurilor. La fel ca și anul trecut, cei din guvernul Câțu au ignorat ostentativ ceea ce trebuia să fie făcut pentru a fi reduse riscurile pentru profesori și elevi. Și acum vorbesc nu numai în calitate de deputat, ci și de mamă. Nici ministrul Educației și nici ministrul Sănătății nu au fost interesați cu adevărat să vadă ce se întâmplă mai departe. Guvernul trebuia să verifice în teritoriu care este situația și să se asigure că profesorii care doresc să se vaccineze chiar o pot face. A făcut așa ceva guvernul Câțu? Bineînțeles că nu. Acum nu mai sunt locuri pentru ca profesorii să poată fi programați la vaccinare. Estimările privind ritmul acestei campanii de vaccinare au fost mult prea optimiste, iar ministrul Educației și coordonatorii ministerului respectiv nu se înțeleg pentru a se găsi o soluție la această problemă. Toată lumea vine și vorbește despre echipe mobile de vaccinare, căutând scuze, de fapt, pentru tot ceea ce nu s-a făcut până acum. Soluțiile trebuiau căutate înainte, adică în ultimele 3 luni, când au stat degeaba, când au stat blocați în campanii electorale și când stau și acum blocați în lupta pentru Ciolan. Nimeni nu a cerut vaccinarea profesorilor peste rând, căci aici nu se pune problema de așa ceva. Oamenii aceștia acum au dreptul să se vaccineze sau tratament preferențial pentru cadrele didactice. Era nevoie să li se acorde acestor oameni măcar un minim de respect și să li se ofere un minim de siguranță în condițiile în care au fost trimiși să se expună fără a avea niciun cuvânt de spus. Din păcate, nu avem un ministru al sănătății sau un ministru al educației care la preluarea mandatelor să fi pus piciorul în prag pentru a se asigura că profesorii nu vor fi lăsați în urma rândului. Acești miniștri, cei doi miniștri, ministrul sănătății și ministrul educației, au preferat să se certe între ei, sporind impresia că deciderea privind redeschiderea școlilor este marcată de un simplu habarnism. Profesorilor nu li s-a acordat atenția cuvenită în acest proces de implementare a strategiei privind vaccinarea. Acesta este adevărul și este unul trist. Guvernul penelist-ouserist stă foarte prost la capitolul execuție. Consecința, suntem iar în fața riscului de a amâna toate cursurile pentru a nu pierde de sub control încă o dată toată situația sanitară. Și evident, nimeni nu-și va asuma nicio responsabilitate. Fenomenul de violență asupra persoanelor vulnerabile trebuie eradicat prin educație și prevenție. Violența, orice formă ar îmbrăca, este un fenomen tot mai prezent în viața cotidiană. Mai nou, modelele din societatea românească sunt tot mai puțin promovate și prezentate pentru ca noi să vedem și exemple pozitive, să avem și motive de mândrie. Cazurile de violență, accidentele rutiere, scandalurile, agitatorii sau subiecte de breaking news sunt prezentate mult mai pe larg și au o viteză de propagare fantastică în mass media și pe internet. Da, veți spune că sunt de impact, se vând bine, fac audiență, dar se întreabă cineva dacă ne fac bine ca și țară, ca și imaginea țării noastre? A calculat cineva rău pe care îl produc tuturor? Cine își asumă faptul că actele de violență sunt un exemplu pentru alții care le imită, considerându-le modele de inspirație? Ține cineva cont de suferința membrilor familiilor care produc acte de violență? În cazul agresiunii copiilor, ca exemplu vă dau un municipiu Hunedoara, când într-un parc din oraș, un adult care este și tată, a trântit fără milă un copil și a lovit un altul. Se cere pedeapsa cu închisoarea pe viață. Cerem toți pedepse aspre, dar ar trebui să ne preocupe în primul rând educația în scopul prevenției. Da, pedepsele trebuie năsprite, dar doar ca o măsură complementară. Educația și prevenția sunt singurele care pe termen lung pot da rezultate.
Să punem accent pe educație, să începem educația cu cei care sunt victime, fără nicio formă de apărare, copiii. Să învățăm să identificăm gesturile de agresiune, care să prevină orice formă de agresiune și de violență și cum să se apere și să înțeleagă ce impact are în viața tuturor fiecare faptă de agresiune. Stimați colegi, mi-aș dori să colaborăm pentru a stopa fenomenul violenței, astfel încât copiii, mamele și persoanele vulnerabile să se simtă în siguranță, protejați de statul român și de autorități. Ministerul Dezvoltării a aprobat decontarea sumelor care reprezintă facturile pentru lucrările efectuate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa 1 și etapa 2. Valoarea totală a acestor sume ajunge la aproape 590 de milioane de lei pentru 819 obiective de investiții, pentru care facturile au fost depuse la Ministerul Dezvoltării de către unitățile administrativ-teritoriale până la data de 20 noiembrie 2020 inclusiv. Reușim astfel prin această plată de a aduce mai aproape plata acestor facturi, care înseamnă o continuitate a lucrărilor pentru comunitățile locale, dar pe de altă parte este important și pentru operatorii economici care au efectuat aceste lucrări și care a căror lucrare este astfel decontată, practic circuitul economic al acestor lucrări se închide cu această plată efectuată de Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării va continua decontarea lucrărilor care sunt verificate. În cadrul PNDL 1 și PNDL 2, pentru că aceste proiecte, în marea lor majoritate, aduc o dezvoltare a comunităților locale în România.